Bună seara, dragii mei! Bună seara, dragile mele! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. În această seară am să fac o etalare interactivă. După cum ați intuit, am trei elemente, zic eu, bineînțeles, pot fi de vestimentație, însă îmi plac atât de mult broșele, sunt efectiv fascinată de aceste broșe și am să încerc să fac o etalare interactivă cu trei variante despre planul amoros, pentru că suntem în luna iubirii, avem de sărbătorit și dragobetele, așa că vreau să știu care este citirea voastră din punct de vedere al sărbătorii noastre, dragi românești, dragobetele, ce se întâmplă în planul iubirii. Și am ales trei broșe pe care am să vi le prezint pe rând pentru fiecare variantă. Poate vă atrage broșa respectivă, poate vă atrage coloratura. În sfârșit puteți să puneți și pauză, să alegeți un obiectel care corespunde unei cifre. Cel mai bine este să alegeți o variantă, dar dacă rezonați și cu celelalte variante, până la urmă important este să aveți un tablou cât mai clar, construit cu ajutorul mesajelor pe care le primiți pe cale intuitivă, prin intermediul acestor obiecte sau expunerii pe care am să o fac. Pentru prima etalare am ales această broșă, fluturașul multicolor. Pentru cea de-a doua etalare, trifoiul cu patru foi. Și pentru cea de-a treia etalare, pe mine mă fascinează efectiv acest păun cu jad. Parcă jad este piatra aceasta. Eu am o buvnițică aici, așa ca să mă coordoneze în această seară. Deci fluturașul pentru prima variantă, trifoiul cu patru foi pentru a doua variantă și păunul verde, jadul, pentru cea de-a treia variantă. Am să încep cu prima variantă la minutul 02:28. Fluturaș multicolor. Timpii aveți în descrierea generală a acestui clip. Citirea voastră, dragii mei, dragile mele, pentru cei care au ales această primă variantă. Citirea voastră pentru dragobete. Să vedem ce noutăți avem pentru planul acesta afectiv relațional. Sigur că vă puteți gândi la o anumită persoană, la o anumită situație. Ideea este să preluați doar elementele cu care credeți că rezonați pentru a avea un tablou cât mai clar asupra situațiilor dumneavoastră particulare. Haideți să vedem energia generală. Este vorba despre o relație de perspectivă. Relația aceasta cu persoana la care vă gândiți ar putea să fie, să aibă potențial. Acum, dacă nu mai discutați cu persoana respectivă, există șanse să revină în viața voastră, mai ales dacă sunteți fecioară, taur și capricorn. În general, semnele acestea de pământ sunt cumva favorizate în acest sens. Posibil ca cineva să insiste să revină în viața dumneavoastră, să-și facă loc în viața dumneavoastră, să vă atragă atenția. Acum poate să fie și o persoană nou-nouță, pentru că etalarea se adresează în egală măsură persoanelor care au pe cineva în viața lor, care sunt separate sau care nu au pe nimeni. Insistență, perseverență, motivație și cred că există aici un soi de investiție emoțională. Cumva cineva s-ar putea să încerce să vă atragă atenția, să investească emoțional. Și atunci, pentru a vă atrage atenția, există varianta de a discuta prin intermediul unor schimb cumva de mesaje. Se pare că ați mai interacționat voi cu această persoană. Există
un bărbat sau o domnișoară, o doamnă care este posibil să aibă un copil minor sau să aibă în îngrijire un copil minor. Sigur că acestea sunt elemente suplimentare, nu obligatorii, menite să vă identifice cu această etalare. Foarte multă muncă depusă în a realiza, în a construi această relație. Sigur că ea are potențial, dar posibil ca și de o parte și de cealaltă să se facă anumite sacrificii ca relația aceasta să reziste, altfel ea nu rezistă. Și iată și prima recomandare din partea ghizilor spirituali. Deci ca ea să reziste, probabil că ambii va fi nevoie să faceți anumite sacrificii, să spunem așa, sau să renunțați la anumite lucruri și de o parte și de cealaltă pentru ca relația să reziste. Sunt, bineînțeles, șanse să reziste, doar că sunt anumite piedici peste care, cu voia voastră, veți trece și veți reuși, într-adevăr, încet, încet, baby step, să construiți această relație, probabil de la zero. Lucrurile încep, în foarte multe cazuri, de la zero. Mai mult s-ar putea să fie vorba despre o. S-ar putea să fie vorba despre o persoană care, și aici nu cred că este vorba despre dumneavoastră, ci de cealaltă persoană care urmează să intre în viața voastră și care se află cumva la o răscruce de drumuri. Din punct de vedere personal, posibil să treacă prin tot soiul de situații, ori la limită, ori situații ce nu îl mai mulțumesc sau nu o mai mulțumesc. Și uite că voi, probabil că veți apărea sau ați apărut, sau ați apărut și ați rămas în ați rămas în mintea sa ca un soi de salvator sau salvatoare. Datorită vouă, persoana asta trece peste niște griji, peste niște situații personale care îl acaparează sau l-au acaparat sau au acaparat-o, care au copleșit-o sau l-au copleșit și îl seacă în momentul de față de energie. Însă, drumul pare că se netezește în ceea ce privește această relație. Sunt niște plăți pe care persoana respectivă le-a avut de făcut. Probabil de asta nici relația voastră nu a mers cum trebuie de la început. Sau au intervenit niște separări, niște blocaje, niște du-te vino, să spunem așa, în trecutul vostru, dacă l-ați avut. Dacă nu l-ați avut și urmează să intre în viața dumneavoastră această persoană, s-ar putea să fie niște suișuri și coborâșuri de început, astfel încât să vă zguduie puțin, dar este o zguduială, dacă vreți, în ghilimele, necesară, pentru că în felul acesta veți trece prin niște teste pe care Universul vi le oferă ca să vedeți și unul și celălalt că puteți fi într-adevăr împreună. Adică nu fugiți la primul obstacol. Este o, era zic o etalare, este o relație din ce simt eu cu, neapărat cu probleme, dar pare a fi o relație ușor dificilă din cauza acelor probabil responsabilități sau obligativități. Deci nu va fi o relație foarte facilă, așa să spuneți, gata, toate planetele s-au aliniat, totul e bine și frumos. Căci, așa cum îi spun eu și fiică mei, mami, dacă ar fi ușor, ușor poate toată lumea. Greu nu. Când spune, da, e greu, mami. Păi da, mami, dar ușor e poate toată lumea. Așa și în relația aceasta, știți, făcând așa o paranteză amuzantă. Ușor poate oricine. La voi este o relație mai greoaie sau poate că se întâmplă mai greoi, însă așa puteți voi să funcționați, așa puteți voi să construiți astfel încât această relație să dureze, să fie durabilă. Pentru că nu este un foc de paie și nu va fi un foc de paie și nici n-a fost un foc de paie dacă între timp v-ați ciondănit și nu comunicați. Vă veți bucura împreună de recoltă.
Vă veți bucura împreună de munca pe care ați depus-o, dacă pot să spun așa, mă rog, figurat vorbind, munca voastră dă roade. Greul trece și puteți cumva la un moment dat să râdeți de și despre ce greu a fost la început. Fundația voastră va fi solidă. Voi lucrați foarte mult și veți lucra foarte mult la fundație. Practic, ideal este să nu fugiți când dați de greu. Pentru că sunt momente în care s-ar putea să dați de greu. Asta dacă deja nu ați făcut-o. Se pare că sunteți ambii sau veți fi ambii croiți, determinați să puneți bazele unei relații, mai ales că persoana despre care am discutat, ea, persoana respectivă, va trece de toate îndoielile pământului, pentru că se află la o răscruce de drumuri, de toate responsabilitățile și obligativitățile, le va rezolva astfel încât să-și dorească să construiască ceva realmente împreună cu voi. Fiecare va înțelege, după o perioadă, deci una peste alta, știu, cu riscul de a mă repeta. Probabil că este ca un roller coaster. La început o să cam dea universul cu voi de pământ, vă spun așa, fără menajamente, pentru a vedea cine fuge. Dacă fuge, nu-i pentru voi. Dacă nu fuge și rămâne în relația respectivă și voi așiși dărea, cu siguranță această relație va merge până la capăt. De ce vă spun acest lucru și vă spun cu toată sinceritatea? Pentru faptul că ambii veți înțelege valoarea pe care o aduceți în această relație, plus valoarea pe care o aduce persoana respectivă și plus valoarea pe care o aduceți voi în această relație. Ambii parteneri reușesc să-și dea seama că toată această zguduială, să zic de început, va contribui la planificarea, știu, nu prea sună foarte delicat și poate sună așa nefericit, că în sfârșit se spune că, mă rog, dragostea nu este plănuită. Vorbesc despre o relație. Aici relația este într-adevăr pe termen lung și s-ar putea, sunt șanse foarte mari ca ambii să vă propuneți niște obiective pe termen lung. Voi vreți ca relația asta să dureze. Nu vreți o relație de o lună, două relații pasagere, după care mai caut că nu. Probabil că asta este și ultima relație pe care o veți avea și voi și acea persoană, fie bărbat, fie femeie, fie voi sau, mă rog, bărbați, femei, adevărată, reală, adevărată și care va ține o veșnicie. Există apreciere și de o parte și de cealaltă. Persoanele, mai ales bărbații, șateni, cu ochii căprui, tenul alb mediu, păruțul mai, așa, mai, să zicem, mai cu volum, în unele cazuri, mai, cu părul mai, nu lung la bărbați, dar mai lunguț, așa, nu știu cum să vă zic, că seamănă. Sau șaten, cu ochii căprui, verzui. Ușor neglijent ca aspect, dar asta denotă, mă rog, mult mai multă atracție fizică. Este o persoană de care veți fi atrasă extrem de mult. Dacă este doamnă sau domnișoară, în general vorbim de persoane ori, așa, in extremis, ori persoane cu părul negru, ochii negri mari, voluptoase, gura, așa, buze cărnoase sau, în sfârșit, mai puțin contează, ori persoane blonduțe cu părul deschis, tenul alb și cu ochii deschiși. În unele cazuri poate să fie și cu ochii închiși, adică blonduțe, tenul alb și ochii negri. Mai rar, dar pot fi și așa. Cifra 7 joacă un rol extrem de important pentru, pentru voi. S-ar putea să fie vorba despre niște parteneriate pe care le faceți cu această persoană sau să cunoașteți această persoană prin intermediul unor parteneriate. Ori veți face niște parteneriate clare pe termen lung cu această persoană prin intermediul serviciului, poate vă, nu știu, faceți ceva împreună, cumpărați ceva împreună, faceți o afacere împreună, construiți de la zero, vă mutați împreună, în sfârșit, astfel încât să aveți stabilitate în și au începând cu sfârșitul lunii
Februarie. Cumva februarie-martie. Această, nu știu, sfârșit de iarnă, începutul primăverii, se vor schimba foarte, foarte multe. Luna martie, fiind ea însă și o lună în care se schimbă macazul extrem de mult. Deci probabil că nu neapărat că se precipită lucrurile în sensul acesta, dar posibil ca din această iarnă, primăvară, să zic așa, să Universul să vă dorească împreună cu această familie cu care veți avea relații de ani, de zile. Deci este vorba despre derularea relației pe perioade îndelungate. Priviți în ansamblu toată această relație, dacă deja sunteți în ea, probabil că simțiți că este de viitor. Spuneam, posibil să vă simțiți frustrați, frustrate de anumite neînțelegeri, să spun de început, fricțiuni. Până la urmă este normal, nu este nimic ieșit din comun. Toate cuplurile trec prin aceste neînțelegeri până când se așează lucrurile. Dar vorbim dară despre un plan de viitor. Eforturile pe care le veți face și mai ales eforturile de așteptare, de răbdare, s-ar putea să fie nevoie să aveți multă răbdare cu persoana aceasta. De asta spun că Universul o să vă testeze și o să vă pună față în față cu niște situații în care s-ar putea să vă vină la un moment dat să fugiți cât colo. Mai ales că nu ați trecut o dată sau de două ori, probabil, prin niște eșecuri emoționale. De asta, acest mesaj vorbește despre faptul că este imperios necesar să aveți răbdare cu această persoană. Posibil niște diferențe de personalitate, să zic așa. Se șlefuiește această personalitate. Vă șlefuiți unul pe celălalt. Și aceste eforturi de a înțelege persoana respectivă nu vor rămâne nerăsplătite. Eforturi răsplătite și de o parte și de cealaltă. Totul este să rămâneți pozitivi, pozitive și răbdători. Răbdători, nu să aveți răbdare, că lucrurile se precipită, adică lucrurile se grăbesc. Să aveți răbdare cu persoana respectivă. Despre asta, nu să aveți răbdare să intre în viața voastră această persoană. Ok, haideți să vedem. Îmi doresc foarte tare să aflu. Ce să aflu? Să aflu mai multe detalii despre persoana aceasta, nu? Cred că vreți și voi să știți despre ea. Ia să vedem ce detalii avem. Este o persoană care, de ce aveți răbdare? Și spuneam de acele, vedeți cum se clarifică lucrurile. Să aveți răbdare cu el sau cu ea. Pentru că este o persoană care a trecut, s-ar putea, prin multe lucruri, probabil multe eșecuri emoționale care l-au condus către, poate a pierdut pe cineva drag, poate a pierdut o mamă, un copil, un soț, o soție, etc. Sau poate a trecut prin niște pierderi, să zic așa, vis-a-vis de un serviciu, o afacere, bani mulți pe care i-a pierdut din cauza unor parteneriate nefericite, etc., etc. Nu este brânză bună în burduf de câine, nu? S-au zis bine. Este o persoană care are un fond foarte bun și care face eforturi să treacă peste toate adicțiile făcute în urma unor situații personale ce l-au distrus sau au distrus la un moment dat. Din cauza acestor pierderi, să spunem așa, posibil să se fi legat de anumite adicții. Nu o să insist foarte tare pe ele, că le știm fiecare. Dar partea bună este, sau partea plină a paharului, este că se transformă dintr-o persoană fără speranță, dintr-o persoană plictisită, o persoană care nu mai este inspirată, se transformă într-o persoană nouă, renaște din propria cenușă ca pasărea fenix. Și o astfel de persoană care a trecut prin multe și totuși cu ajutorul propriei persoane trece într-o nouă etapă și reușește să
lase în urmă un trecut plin de toxicitate, eu zic că este de apreciat. Este o persoană care pare că a învățat din trecut, a învățat lecțiile trecutului și gata să aprecieze ceea ce va urma să aibă într-o relație viitoare. Cu răbdarea trece marea, așa că nu pot să vă mai spun decât niște mesaje cu rune și zarul, pentru că aici avem niște inițiale fane, ia uite, inițiala M, inițiala F sau litere în cadrul numelor de botez N, A, R, S, un 5 norocos, cum spuneam, sau 5, 7, 45, 57 de ani, 75, de ce nu, sau, nu știu, luna, ia să vedem, a 5-a, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Spuneam că există posibilitatea unei mișcări, lucrurile se pun în mișcare, în mers, călătorii, poate să fie o persoană la distanță. Unii dintre voi chiar v-ați dat seama despre cine vorbesc sau vă veți da seama imediat ce veți primi un mesaj. Abundență prin renunțarea la un trecut toxic. Este o confirmare a ceea ce am spus mai devreme. Cam atât în ceea ce privește fluturașul multicolor. Am să trec la etalarea cu numărul 2, trifoiul cu 4 foi, minutul 21 și 34. Citirea voastră pentru Dragobete. Ia să vedem ce mesaje vă transmit pentru cei care au ales trifoiul cu 4 foi. Ia să vedem ce noroc vă așteaptă pe voi, dragii mei, dragile mele. Nu trebuie altceva să faceți decât să vă bucurați de această călătorie spirituală. Întâlnirea noastră de la ora 20 în care discutăm despre câte în lună și în stele. O să avem imediat și o carte pe care am să o las să se extragă din pachetul de cărți de oracol, astfel încât putem să avem un mesaj clar, concis, din partea minunaților ghizi spirituali. Citirea de Dragomete pentru voi, dragii mei, dragile mele. Cei care au ales trifoiul cu 4 foi. Ia să vedem. Aici cred că este vorba despre o persoană ușor rezervată. S-ar putea să fie vorba despre un săgetător, un leu și un berbec, ca semne zodiacale predominante. Vorbind aici despre niște acțiuni care pot fi întreprinse în câteva zile din momentul în care voi vizionați acest clip. Acest clip, ca valabilitate, este atemporal, valabil ori de câte ori îl urmăriți, dar din momentul în care urmăriți acest video, se întrevăd câteva acțiuni în câteva zile, însă o să vedem ce se întâmplă în această vară, pentru că acest anotimp va fi extrem de important pentru voi în planul afectiv relațional. Că ce începe, că ce se începe, că ce se reîncepe în această primăvară, să zicem, mă rog, mai avem deja din luna februarie, luna martie, ce începe acum are un moment culminant, o oficializare, un moment, o nouă etapă, continuitate, o să vedem din această vară. Foarte multă acțiune, foarte multe obiective, foarte multe obstacole, să știți, de trecut. Mi se pare că persoana aceasta a lipsit din viața voastră, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că deja o cunoașteți sau îl cunoașteți. O separare, silențio stampa, necomunicare de
un sezon, cel puțin. Că voi probabil că vorbiți așa pe sezoane, pe anotimpuri, să zic. Sau vă certați pe anotimpuri după care reveniți. Cred că este vorba despre foarte multă dorință de a prelua sau a avea control în această relație, cel puțin la unul din voi. Posibil mai mult la persoana voastră, dacă, eu știu, este berbecleu sau săgetător. Cred că cineva a fost mai, sau a încercat, nu că a fost cineva, posibil să fi încercat cumva să fie conducătorul respectivei relații, ceea ce a intimidat persoana respectivă implicit pe voi. Probabil ați fost intimidați, ori vi s-a luat, ori ați fost extenuate fizic, mental, emoțional, lucru care v-a făcut să vă separați. Cumva obstacolele în calea fericirii voastre au fost de natură lipsă de comunicare. Limbajul iubirii probabil că nu a fost înțeles sau nu a fost vorbit de ambii parteneri. Simt că a fost vorba despre o lipsă de sincronizare. Unul a vrut ceva, unul era construit cumva, celălalt era construit altfel ceva. Probabil că nu a mers. Mașinăria a fost blocată la un moment dat pentru că i-a sărit o zală. Lanțul s-a împiedicat pentru că i-a sărit o zală. Sau, mă rog, a fost acolo cumva o breșă în program, o lipsă de ceva. A lipsit ceva una peste alta în relația aceasta. Că a lipsit încrederea, că a lipsit nejustificat. Că în cazul acesta la voi extremele nu s-au atras. S-au atras doar fizic, probabil, la început, ceea ce a putut fi o relație de foc de paie, să zicem, o dragoste așa, foc de paie. Cum a apărut, la fel s-a și dus. Neașteptate întârzieri. Și acum, probabil că persoana respectivă este rezervată sau voi sunteți rezervați, depinde de situațiile particulare. Există un soi de mai aștept puțin, totuși am rezervele mele, dar dacă nu știu ce drop de sare cade, dacă din cauza, deci sunt anumite întârzieri, din cauza lipsei de perspectivă, neîncrederea în potențialul acestei relații. Asta vă spun cinstit, drept și așa cum simt mesajul foarte clar pentru cei care au ales această a doua etalare. O să vedem în ce constă acest trifoi cu patru foi, acest noroc. Poate că, v-am zis, cineva a vrut să fie un pic mai sus decât altcineva. Posibil două pietre tari și voi și aceste persoane. Că dacă ați fost, eu știu, în combinație de leu cu săgetător sau cu capricorn cu leu, capricorn cu săgetător, leu cu... În sfârșit, leu cu săgetător sau leu cu berbec, vă dați seama cum s-ar fi înțeles berbecul cu leul, cum și-ar fi însemnat ei teritoriile, știți? Nu este oricum niciun fel de, până la urmă, lucru bătut în cuie. S-ar putea să vă tragă înapoi totuși persoana respectivă, pentru că aici este un mesaj destul de clar. Încearcă să nu te mai tragă înapoi gândul pentru această persoană. Probabil că unul din voi se pune totuși contra curentului și îl dorește foarte mult pe celălalt. Aici poate să fie unul din aceste semne zodiacale pe care le-am menționat să se gândească foarte mult, de exemplu, la un scorpion. Sunt lucruri care nu merg, nu se potrivesc, iar cineva se încăpățânează foarte tare să-l aducă pe celălalt, să-l readucă de fapt pe celălalt sau să o readucă pe cealaltă în viața voastră. Și potrivit acestui mesaj pe care l-am primit, nu este cea mai bună strategie, nu este în momentul respectiv cea mai bună metodă de a-l aduce înapoi, pentru că persoana respectivă deja este rezervată. Deja nu prea mai are încredere că voi doi veți avea o destinație finală comună. Iar plusatul acesta,
încăpățânarea de a-i scrie, încăpățânarea de a-l suna sau de a o suna, încăpățânarea de a întreba pe cineva, pe unul și altul despre persoana respectivă, odată în plus, îl determină pe celălalt sau o determină pe celălalt să se îndepărteze și mai, și mai mult. Mie mi se pare că cealaltă persoană așteaptă ceva, ar face niște pași, n-ar face. Deci, în orice caz, sunt niște întârzieri pe care nu le-ați dorit neașteptate sau sunt neașteptate aceste întârzieri. Poate nu sunteți nici pe aceeași lungime de undă din punct de vedere al planurilor de viitor, obiectivelor pe care le aveți pentru viitor. Probabil că există niște relații de trio aici sau sunt implicate terțe persoane, poate există un patru la ter și așa mai departe, un pătrat amoros. De aceea, cuiva este frică să facă încă un pas, să facă, probabil că au fost niște refuzuri aici, probabil că cineva a făcut un pas celălalt, l-a refuzat. Și atunci este teamă să mai facă, mă rog, unia dintre voi să mai facă un pas de teamă să nu fie refuzat. Sunt foarte multe lucruri care nu se știu, nu sunt înțelese, nu sunt exprimate, verbalizate, dar multă, multă vanitate la mijloc. Foarte multe dacă-uri. Nu se vorbește, nu este comunicare. N-ai de unde să știi ce simte celălalt dacă nu primești un răspuns. Iar dacă ai dat un mesaj și nu ți-a răspuns celălalt, dar a și văzut mesajul, cu atât mai mult cineva bate în sau a bătut în retragere, de unde și aceste delay-uri, ce să zic. Frica de a mai face un pas către înainte, știți? Deși, nu, sună a pleonazm. Asta în banca voastră, o primă recomandare aici, în etalare a doua, dacă nu s-ar putea să fie a doua, recomandare vehementă din partea ghizilor spiritual este de a sta în banca voastră. Stați în banca voastră. Este esențial să stați în banca voastră, a nu mai face niciun pas pentru a încerca să-l aduci pe celălalt, pentru că lucrurile nu pot avansa. Aici este unul dintre blocaje. Ideea este să dai un pas înainte, să te retragi un pic din încăpățânarea de a-l aduce înapoi, chiar și cu mintea, trimițând energie, consumându-ți energia în sensul acela. Pentru că cu cât te încăpățânezi, cu atât nu se întâmplă lucrurile. Nu se întâmplă nimic de la sine dacă te încăpățânezi. Este parte din proces și îți este dată această relație și această experiență cu tot pachetul, cu dezamăgiri, cu deziluzii, cu tot soiul de așteptări, cu tot soiul de frământări, cu tot soiul de neclarificări, este parte din procesul tău în evoluția ta personală. Te implică pe tine, te ești implicat într-o astfel de experiență pentru ca să evoluezi. Așa poți să evoluezi tu, cei sau cea care a ales această a doua etalare. Încearcă să fii sigur sau sigură că nu acționezi greșit în ceea ce te privește pe tine. Adică, Telea, să nu faci lucruri care ar putea să te dezonoreze pe tine ca ființă. Ce nu te onorează sau dacă ai în gând să faci un lucru îndreptat către persoana despre care am vorbit, încearcă să te gândești de două ori. Îmi face onoare acest lucru, această acțiune? Dacă îi vorbesc așa, dacă îi mai trimit un mesaj în care vreau să scriu nu știu ce, mă onorează pe mine ca ființă? Sau nu?
Și în felul acesta o să vedeți că veți avea parte de niște revelații extraordinare. O să vă pice foarte tare fisa în momentul în care veți fi în mijlocul unor astfel de evenimente, acționând în sensul pe care l-am menționat, s-ar putea să aveți, sau sunt șanse foarte mari, să aveți niște surprize extraordinare. În orice caz, toate aceste delay-uri, toate aceste întârzieri pe care le aveți în comunicarea cu persoana la care voi vă gândiți, pe care o cunoașteți din ceea ce simt aici, sunt necesare și o să vă dați seama la momentul respectiv, o să vă dați seama de ce lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ați vrut voi, când ați vrut voi și când ați tras voi de persoana respectivă. Chiar și cu, cum să vă spun, chiar și cu mintea, cu sufletul, indirect, inconștient. Nu trebuie neapărat să-i dea un mesaj și să-ți răspundă în doi peri, în doi peri. Poți să încerci să-l atragi prin meditații, prin rugăciuni, prin, știți? Este, simt că este vorba despre un triunghi amoros aici, cu atât mai mult lucrurile nu se pot întâmpla conform a ceea ce v-ați dori voi, așteptărilor voastre, în situația în care persoana respectivă chiar s-a întors la relația pe care o are, la căsătoria pe care o are, la prietenia pe care o are, la relația de concubinaj, etc., etc. Și v-a și spus lucrul acesta. Deci cu atât mai mult ideea de a sta în banca voastră și de a lăsa spațiu și a da timp timpului și a nu face lucruri care nu vă onorează, ar putea schimba clar situația voastră, mai ales că persoana respectivă este în expectativă cumva. Nu zic că nu ar face niște pași către voi, dar este rezervată persoana respectivă din cauza acțiunilor, nu știu cum să vă zic, acțiunilor voastre. Acum, mă rog, nu știu neapărat dacă vi se potrivește această etalare că tuturor, dar vreau în momentele următoare să aflu mai multe despre persoana la care voi vă gândiți în momentul de față. Poate sunt niște piedici, poate sunt... Ia să vedem. Exact ce spuneam. Încercați să stați în banca voastră, să vă dați un pas înapoi, să aveți răbdare, pentru că sunt foarte multe șanse de izbândă, de reușită. Aveți câștig de cauză. Persoana asta vine către voi, mâncând pământul. Cum îi veți da spațiu? Veți avea vești bune. Vești bune care se grăbesc cumva să vină către voi. S-ar putea să apară persoana respectivă cu niște vești bune. S-ar putea să primiți vești bune chiar de la persoana respectivă. În momentul în care nu mai are acea siguranță, în momentul în care deveniți inflexibili, inflexibile, în momentul în care simțiți prin toți porii că dacă nu e să fie al vostru, nu este sub nicio formă, și lăsați toate aceste îngrijorări în planul divin, cu siguranță lucrurile se pot schimba peste noapte, ca prin farmec. Și potrivit acestui mesaj, Doamne ajută să fie așa, dacă vi-l doriți sau dacă există posibilitatea să să revină în viața dumneavoastră, va reveni. Și chiar de la persoana aceasta veți afla aceste lucruri, nu prin intermediul rețelelor de socializare sau prin intermediul, eu știu, altor persoane. Probabil că persoana asta vă spune. Probabil deja ați făcut schimb de numere de telefon, schimb de mesaje. Mie mi se pare că deja cunoașteți ființa aceasta. În unele cazuri s-ar putea să poarte ochelari, bruneței cu ochii negri, brunețele cu ochii negri, sau ei șateni blonduți cu ochii căprui sau negri. Cred că nu-i place să aibă libertate foarte, foarte, foarte multă. În schimb, îi place să lupte pentru cineva, persoana despre care vorbim. Și în momentul în care are de cucerit o redută, în momentul în care simte că are pentru ce să lupte și pentru cine să lupte, cu siguranță va fi, va reveni sau va veni foarte repede în viața voastră, așa cum simt eu că așa parcă vine, calcă totul în picioare. Este vorba despre mesaje bucurătoare pe care le primiți
de la persoana respectivă. Ca mesaje suplimentare, este posibil să aibă o activitate în care să alerge foarte mult, să fie agitată, să aibă un job probabil într-o companie multinațională care implică plimbatul dintr-un loc în altul, șofatul dintr-un loc în altul, agitatul dintr-un loc în altul, mutatul de dosare dintr-un loc în altul și așa mai departe. Posibil să fie o diferență de vârstă între voi și această persoană, tânărul despre care vorbim sau mai tânărul despre care vorbim, s-ar putea să nu-și arate vârsta. Adică să pară mult mai matur față de vârsta pe care o are. Ați văzut că sunt bărbați care par în unele cazuri mai maturi pentru că au barbă, pentru că au, eu știu așa, o mină ușor neglijentă, iar alții, cum, nu știu, sunt mai în vârstă, au, mă rog, energii masculine mature, dar au față de puștani toată viața lor. Aici vorbim despre prima descriere suplimentară deloc obligatorie. Posibil să-i placă ciclismul, posibil să meargă foarte mult în timpul liber cu bicicleta, poate că stă la țară și merge foarte mult cu bicicleta, într-o comună, poate că se uită la cursele de ciclism, poate că lucrează, de exemplu, este posibil să lucreze și în domeniul acesta juridic, cu acte foarte multe, nu știu, grefier, avocat, procuror, mediator, cum se mai zice, notar, sau prin cadrul unui notariat, sau, nu știu, să aibă legătură cu scrisul, cu scris, cu acte, în sfârșit, economist, contabil, mă rog, sau să țină contabilitatea, în sfârșit. Spuneam de faptul că cu cât aveți mai multă răbdare de a lăsa posibilitatea prietenului vostru sau prietenei voastre să lupte pentru voi, deși aici eu văd un bărbat, să lupte pentru voi, veți și reuși, că spuneam despre o mare bucurie. Este ca și împlinit. Vine la voi și este ca și împlinită treaba asta. Este vorba despre recunoașterea pe care vă oferă persoana respectivă. Vă recunoaște, știe că voi sunteți. Altul, alta mama nu mai face. Știe că voi sunteți pentru el sau pentru ea. Știe că voi sunteți acele persoane, simte prin toți porii că voi sunteți persoanele alături de care vor o relație cu adăugirile pe care le-am făcut mai devreme. Mincea este în terenul vostru, să știți. Voi sunteți acele persoane care pot ridica o persoană sau o pot doborâ. Pot face ca această relație să fie împlinită sau o pot elimina, ca să zic așa, dacă nu distruge. Sunt foarte multe lucruri care vor ieși în evidență. Ori voi ieșiți în evidență cu comportamentul vostru viitor vis-a-vis de această persoană, îi va plăcea comportamentul vostru nou, noua voastră abordare a lucrurilor în relație, îi va plăcea. Și atunci îl veți și atrage foarte tare. Sau o veți atrage după caz. Hai să vedem că poate avem și niște... Deci, în orice caz, este vorba despre progres, aveți un 6 aici norocos, progres, evoluție. Începând, v-am zis, din câteva zile, pentru ca în vară, deci veți mai avea puțin de ciondănit, așa, de... Că și când vă schimbați comportamentul și când schimbați un tratament, durează ceva, nu? Până când lucrurile vor fi în favoarea voastră. Așa se întâmplă și în cazul acestei relații. Vă schimbați strategia pentru a obține niște rezultate. Și o investiție, când o faci, durează 3 luni până să începi să câștigi banii. Nu poți să câștigi din prima. Despre asta este vorba. La voi mai în vara este extrem de importantă. Ca inițiale sau litere din cadrul prenumelui aveți litera J, litera M, litera A, litera K sau inițiala K, litera X sau potențialitate, perspectivă, lucrurile se derulează, se mulțește, se abundență.
Abundență emoțională, dar care vine, atenție, care vine după un moment în care persoana despre care vorbim va șterge și din lista de prieteni sau a șters mesajele sau va bloca inclusiv pe rețelele de socializare. Cade un blocaj. A, B, ABA. Deocamdată este o relație pe pauză, pentru că spuneam, persoana respectivă este rezervată. Urmând această abundență, ne spune runa respectivă. Abundența emoțională. Pentru că persoana respectivă va lua inițiativă. Această rână vorbește despre inițiativă. Totul stă în mâna voastră. Depinde de voi să îi aveți sau nu. Deci, voi până la urmă, dragii mei, dragile mele, vă faceți norocul. Pentru cea de-a treia etalare, superbitatea mea de păuniță, păunița păunițelor, deci nu mai pot după aia, mi-este atât de dragă. Deci nu mai pot. Mi-este, nu știu, m-am îndrăgostit de păunița respectivă. Minutul 45-46, păunița. Păuniță dragă, ia să vedem. Despre ce vrei tu să ne povestești? În fiecare zi am să vin așa, eu le-am luat, bineînțeles, pentru mărțișor, dar mărturisesc că nu, vi le-am arătat așa cu mare, mare drag, o să vin așa în fiecare zi cu câte o broșă în piept. Bun, haideți să vedem pentru voi, dragii mei, dragile mele, ce ne povestește păunița, citirea voastră pentru în dragoste, pentru dragobete. Dragobete, ia să vedem. Mă învățase la un moment dat cineva o nouă metodă de a amesteca cărțile. Bine, eu nu, în sfârșit, nu prea știu eu toate metodele astea de a amesteca cărțile. M-am lăsat pe gubașă pentru că eu acum am două mâini strângi și mi-am apucat urechile. Dar am să încerc așa jumătate de metodă. Să vedem. Deci pentru cei care au ales etalarea cu numărul 3, păunița ne povestește, de fapt vă povestește, despre planul iubirii. Ia să vedem. Ce mesaje... Ia să vedem, a ieșit. Ce mesaje avem? Măi, dragilor, persoana aceasta este o persoană care pare a fi ușor nebunatică. Nebun. Nebun de legat. Glumesc. Glumesc. Nu vă spuneați pe mine, dar mai așa cum știu urmăritorii mei cei vechi, destindem un pic atmosfera. Mie mi se pare o persoană, să-mi confirmați lucrul acesta, mulțumesc frumos pentru mesaje, că am văzut că îmi confirmați și îmi spuneți. Mi se pare că persoana respectivă este, bine, un nebun, dar un nebun frumos. O persoană cumva în extreme, s-ar putea să fie o persoană ca semn zodiacal, gemeni, balanță, vărsător, dar un nebun frumos. Un nebun frumos sau nebun, frumoasă, nebunatică, cu care veți avea noi începuturi. O persoană care pare ușor inocentă. În orice caz, inocența este un dar în zilele noastre destul de rar. O persoană jucăușă, o persoană în extrem, o persoană care este foarte norocoasă, știți? Eu am senzația că persoana asta oriunde ar juca, de exemplu, prima dată, știți cum se spune, norocul începătorului. Cam așa este persoana respectivă, care nu neapărat că nu este asumată, probabil că își asumă niște riscuri oarecum controlat. Improvizează foarte mult. Și asta mă duce cu gândul la faptul că posibil să fie o artistă, posibil să fie un artist, un actor, probabil să că cochetează, și acum vorbesc din punct de vedere profesional, cu tot ce înseamnă artă, arta frumosului, arta fotografică, saloane, manicură, pedicură, masaj, tot ce ține pictură, sculptură, muzică, poezie, cărți, blog, vlog, canal de YouTube, de
canal de, nu știu, webinarii din astea, de, de literatură, de cultură, de, nu știu, în sfârșit. Mi se pare că nu este o persoană uzuală, dacă vreți. Nu o întâlniți peste tot. În momentul în care ai lângă tine o persoană de genul acesta, nu te plictisești niciodată. Categoric, n-ai cum să te plictisești niciodată. Întotdeauna improvizează, întotdeauna inventează, întotdeauna face niște salturi extraordinare, mutări, se hotărăște pe loc să facă absolut orice. Nu stă să se gândească de 7.000 de ori și să taie odată, deși ar putea să-mi spuneți sau să mă contradiceți că nu, că la balanță așa e, că până face un lucru măsoară de 7 ori, în sfârșit. Mai avem acolo și alte, cum să vă zic, și ascendent, mai avem multe. Însă, în această situație, v-am spus, este un nebun sau o nebunatică frumoasă. Posibil să nu fie o persoană care este statică. Nu înseamnă că nu se poate stabili într-o relație, dar nu îi place, se plictisește foarte ușor dacă stă într-un loc. De aceea s-ar putea să vă mutați într-o relație cu o astfel de persoană, pentru că mie mi se pare că o să o cunoașteți mai mult decât o cunoașteți deja. Nu exclud nici varianta să aveți o relație cu o astfel de persoană. Dar cred că o să vă mutați mult dintr-o casă în alta, dintr-o țară în alta, dintr-un oraș în altul, dintr-un serviciu în altul. Nu este o persoană care rămâne stabilă într-un serviciu, eu știu, ani de zile. Sau dacă este acea persoană, vorbim acum de strict de activitatea profesională, stă, poate să stea și 20 de ani, 25 de ani într-un serviciu, dar și când face o mutare, o face așa, cum să vă zic, radical. Cu tot, cu viață, cu familie, cu cățel, cu purcel. Așa că sunt niște pași care o să vă facă foarte multă plăcere alături de această persoană care eu cred că urmează să intre în viața voastră. O energie, posibil masculină, majoră, doamne, matură. Asta înseamnă că probabil că are peste 40, mă rog, 38-40 de ani în sus. Deci nu este o persoană foarte tinerică, să zicem așa. O persoană care face, ia, primul pas către voi. Care preia inițiativa, care face primul pas dacă deja nu l-a făcut și îl va face cu foarte mare bucurie, cu foarte mare dedicare. Îi place foarte tare de voi sau îi va plăcea foarte tare de voi și în foarte multe cazuri s-ar putea ca persoana respectivă să fi avut un serviciu care să-i permită să cunoască lumea aceasta, adică să călătorească foarte mult, poate lucrează pe vapor, cine știe, vapor de croazieră, cum se numesc, și lucrează ca artist pe un vas de croazieră, de ce nu, sau nu știu. A avut mai multe servicii care i-a permis cumva să stea în locuri diferite în această lume sau să cunoască foarte multe lume, foarte multe comunități. Sau poate dacă n-a fost în foarte multe țări, a fost în multe comunități, să cunoască foarte multe lume. Ori a călătorit foarte mult, ori, spuneam, nu a fost o persoană care s-a stabilit pe termen lung undeva. Și există șansa ca să îl cunoașteți sau să o cunoașteți tot prin intermediul eterului. Rețele de socializare, de exemplu, că toți sunt la modă. Nu mi se pare o persoană care este foarte aproape de voi. La serviciu, un coleg de serviciu sau, eu știu, o cunoștință din comunitatea voastră sau de pe unde locuiți, etc. Omul de la casă, știți, vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă. Mi se pare mai mult că este o persoană care locuiește realmente la distanță, undeva departe. Vă separă o mare, un ocean, asta, mă rog, rămâne de văzut, dar Doamne ajută că s-a inventat
S-a inventat Facebook-ul, de ce nu Messenger-ul? Pentru că există un schimb de mesaje. S-ar putea să fie la început o iubire platonică, există niște grilaje trase. Asta în cazul în care probabil că, cum să vă zic, nu este o relație care se consumă pe repede înainte. Probabil că este o perioadă de flir, de tachinare, de amor platonic, până când lucrurile să se întâmple în direcția aceea de cuplu, de stabilit împreună ce și cum. Mie mi se pare că oricum persoana asta face primul pas, deci nu voi, pentru că aici, în cea de-a treia etalare, mie mi se pare că nu prea cunoașteți persoana asta. Deci nu o cunoașteți. Și aici este frumusețea schimbării în iubire. Faptul că vă treziți, oh, peste noapte, ce-i cu ăsta, frate? Știți? Ce-i, de unde, cum? Ce? O intervenție a destinului neașteptată. Sau, mai bine spus, nebănuită. Dar cred că o să vă dați seama că este exact persoana care vă completează. Pentru că s-ar putea ca unul din voi să fie conservator, celălalt să fie foarte expansiv. Unul introvertit, celălalt extrovertit. Unul static, celălalt foarte agitat. Să fiți așa ca un yin și yang, să vă completați chiar dacă sunteți diferiți unul față de celălalt. Aici, în această a treia etalare, este vorba exact opusul informației vis-a-vis de cele două caractere din prima etalare. Acolo extremele nu s-au atras. Aici extremele se atrag și se atrag big time. Nu este cazul, spun ghizii spirituali în acest mesaj, este o primă recomandare, nu este cazul să vă faceți griji în ceea ce privește existența simplă pe care o duce această persoană, pentru că tot ceea ce este simplu și natural vine de la sine. De iubirea vine de la sine. Aici, aceasta este iubirea. Iubirea în cazul tău, va găsi o cale. Persoana aceasta vine cu simplitate, se bucură de clipă, de moment. Și nu despre asta este vorba. Chiar mă uitam la un moment dat citeam de fapt într-un articol despre cum nu trebuie să ne facem griji despre trecut și greșelile trecutului, pentru că asta este, s-a întâmplat, și de ce ne-am face griji pentru ce se va întâmpla în viitor, când de fapt nu s-a întâmplat nimic. Ceea ce este important să trăiești este prezentul. Știu că este clișeu, deja așa, a devenit clișeu treaba asta, dar în acest mesaj despre asta este vorba. Persoana respectivă trăiește, nu neapărat că trăiește simplu, că nu are bani sau că nu poate vine să vă viziteze sau mai știu eu ce. Îi plac lucrurile simple, îi place momentul, să se simtă bine cu voi în acel moment, de asta și ia decizii pe loc, de asta vă și implică tot timpul în activități, tot timpul face câte ceva astfel încât să nu vă plictisiți cu el, cu ea și în niciun caz împreună. La voi singurătatea în doi nu va exista. De asta acest mesaj sună exact sau este îndreptat în sensul celor ce am spus mai devreme. Nu este cazul să te impacientezi pentru faptul că persoana asta se bucură și de, nu știu, mie mi se pare că se bucură de detergent dacă găsește o pană de porumbel pe jos sau culoarea unei flori sau... De asemenea, încearcă să privești ca o binecuvântare, eu vă spun, o să vă ia pe nepregătite și o să vă sperie puțin această persoană și modul de a acționa în relație. Dar simte-te binecuvântat sau binecuvântată de această viață pe care o să o ai cu persoana respectivă, chiar dacă ți se pare, o să ți se pară cumva în dezechilibru. Pentru că unul din voi, adică voi, probabil că sunteți acele persoane care
se simt bine dacă cunosc dinainte lucruri. Se simt în confort. Sunteți, în unele cazuri, persoane care se bucură de stabilitatea creată, de siguranța. Vreți să vă simțiți în siguranță, vreți să vă simțiți să nu riscați. În cutiuța voastră pe care voi v-ați construit-o, în zona voastră de confort. Alături de această persoană, ieșiți din zona de confort și chiar o să gândiți din sau în afara acestei cutiuțe sau în afara zidurilor pe care voi vi le-ați creat. Să nu vă sperie acest lucru, să nu vă sperie acest dezechilibru. Nu o să vă mai simțiți în acolo, așa o să aveți senzația că nu mai sunteți în siguranță, dar nimic mai fals. O să aveți senzația că vă aflați alături de această persoană tot timpul pe marginea unei prăpastii. S-ar putea să-i placă sporturile extreme și probabil că, nu știu, poate în tinerețe a făcut lucrurile acestea sau poate că încearcă să vă scoată foarte tare din, cum spuneam, cutiuța aceasta și din zona voastră de confort. Dar, cum spuneam, văzând partea plină a paharului, tare sunt curioasă să-mi dați de veste, o să-mi spuneți, Aura, m-a terminat, nu mai știu ce să fac, dar îmi place la nebunie. O nouă călătorie, o nouă relație, o nouă persoană intră în viața dumneavoastră, așa că priviți cu optimism. Este esențial să fiți optimiști, optimiste. Să vă întrebați mai puțin lucruri și să vă bucurați și să aveți curaj să intrați într-o astfel de relație. Alții, cum era? Alții moare și așa n-are, știți? Așa că eu ce să vă zic, conform acestor mesaje nu pot decât să vă urez să aveți, de fapt nu răbdare, că v-am zis, o să vă placă foarte tare, așa cum spune și această carte, mult curaj, să încercați să nu vă gândiți de 7 ori, știți? Da, dacă e bine, da, dacă, știți? S-ar putea să fiți amândoi pe aceeași lungime de undă. Vine weekendul, vineri. Stați la un ceai dimineața, la o cafea. Nu mergem la munte? V-ați suit în mașină, v-ați făcut bagajul, v-ați luat ce este strict și v-ați suit în mașină și ați plecat la munte. Vă întoarceți în aceeași zi, să zicem, sau nu știu, vă ceți la o plimbare, într-o pădure. Mergem acum? Acum mergem. Ne luăm acum câine? Acum ne luăm câine. Deci cam așa stau lucrurile, sau vor sta lucrurile în situația voastră, deși v-am zis, o să vi se pară ușor dezechilibrată toată treaba, pentru că nu ați fost obișnuiți cu genul ăsta de relație. Vi se va părea, la un moment dat, că riscați prea mult. Vă riscați, de fapt, ce? Siguranța voastră sau siguranța zilei de mâine. Dar intrați într-o nouă etapă. Haideți să vedem ce mai putem să mai aflăm vis-a-vis de această persoană. Deci, păunița zice bine. Mai ales că, vedeți, nu este nimic întâmplător, pentru că culoarea verde este o culoare a noutății, reînnoirii, revenirii, intrare într-o nouă etapă, noi începuturi, totul nou, o gură de aer fresh. Haideți să vedem acum ce putem să mai aflăm vis-a-vis de persoana aceasta care urmează să intre în viața, în viața voastră. Este o persoană care, în ciuda faptului că vi se pare foarte nostimă și foarte zăpăcită, nebunatică, să știți că poate puteți avea o relație stabilă, să știți. Este vorba despre stabilitate în instabilitatea aceea pe care voi o considerați. Ordine în dezordine, ceva de genul acela, știți? Agree to disagree. Cam ceva de genul acela. De asta s-ar putea ca la început să nu îl primiți cu brațele deschise sau să nu o primiți cu brațele deschise, să se simtă în plus în cercul vostru de prieteni. M-a zis, nu este o persoană ușor de înțeles, dar până la urmă fericirea vă faceți împreună cu partenerul vostru, nu cu cei din jurul vostru. S-ar putea să nu fie o persoană acceptată de familia voastră, de cunoscuții voștri,
de, nu știu, apropiații voștri sau inclusiv familie extinsă. Dar, până la urmă, relația vă construiți cu partenerii, nu cu prietenii. Sunt sau vor fi, exact cum am spus, niște situații delicate în ceea ce privește familia, mai ales dacă este vorba despre o diferență de vârstă, energia masculină fiind mai tânără. Sunt niște animozități sau vor fi niște animozități. Căci nu poate să fie totul în roz, dar nu, veți trece. Pentru că există stabilitate și cred că și la voi să știți că lucrurile se precipită, mai ales dacă vorbim despre această primăvară, finalul lunii februarie, începutul lunii martie. Există acțiune, există inițiativă din partea acestei persoane creative. Este o persoană creativă, inspirațională. Berbec leu săgetător poate să fie de asemenea ca semne zodiacale, dacă faceți și combinațiile cu semnele zodiacale pe care le-am spus, geme, balanță, vărsător, probabil că o să vă dați seama de cuplurile care rezultă din expunerea pe care am făcut-o. Tot așa, vara s-ar putea să călătoriți foarte mult sau să trăiască într-o țară cu climă caldă, să mergeți acolo, să vină la voi. Foarte multă agitație. Ceea ce vreau să vă spun vis-a-vis de această persoană este că aici trebuie să fiți a doua recomandare. Este foarte important să știți că persoana respectivă este gata să creeze stabilitate, să-și asume riscuri. Este o persoană alături de care nu vă plictisiți, doar că este pe cât de nebunatică, pe atât de sensibilă. Are o latură de artist sensibilă și dacă nu se simte bine primit, dacă nu poți să fii chiar din prima bine primit sau bine primită, dar dacă simte animozitate continuă, dacă simte că tot timpul este luat așa în vizor sau luat în vizor pe nedrept, numai așa că nu e plăcută de alții, se retrage. Nu stă în relație, indiferent de cât îi place de voi. Adică dacă simte că voi sunteți foarte ușor influențată sau influențat de cei din jurul vostru, se va retrage spunând treaba lui, treaba ei, cu mine putea să aibă foarte multe lucruri, dar dacă nu vă simte aproape și vă simte că sunteți cu ceilalți, se retrage, nu stă. Pentru că este plin de pasiune, este o persoană atractivă, plin de pasiune, își pune sufletul pe tavă sau își va pune sufletul pe tavă și își dorește același lucru. Pentru persoana respectivă îi sunteți de ajuns. Nu-i trebuie prieten pe lângă voi, nu că nu i-ar accepta, îi acceptă. Dar ceea ce face, îi place să facă cu voi, să se plimbe cu voi, să împărtășească momentele faine cu voi, toate bucuriile cu voi, îi sunteți de ajuns. Doamne, de unde e persoana asta? Serios. Să-mi zice și mie de ea, că pe cuvânt mi se pare abracadabresc. Oare mai există persoane din astea? Ia să-mi spuneți dacă există o astfel de persoană. Dacă sunteți într-o relație de cuplu cu astfel de persoane, vă rog să-mi scrieți, pentru că în felul acesta oferim optimism și celor care așteaptă să intre în viața lor astfel de persoane. Vă rog să îmi scrieți ca să citim împreună aceste mesaje și să subliniem încă o dată că iubirea găsește o cale tot timpul. O să vedem niște mesaje cu rune și cu zaruri. Să vedem ce avem inițiale. Litera A sau în interiorul prenumelui. Exact, mă rog, O sau nebunul de care vorbeam. Și o nouă etapă în iubire pentru voi. La fel, A, un M și o rună, tot în formă de R, care înseamnă agitație, înseamnă mișcare, călătorie, înseamnă acțiune, inițiativă. Semne bune, anulare. Primiți semne, primiți mesaje de la această persoană. V-am spus că ea, persoana respectivă, face primul pas. X sau fertilitate, abundență emoțională mare. Bucurie. Avem 7, care înseamnă perspectivă, potențialitate, stabilitate. Adică alături de această persoană există potențial în relație, există
potențial, pentru că vorbim de trăirea momentului și îi place persoanei respective să trăiască momentul, nu își plănuiește nimic pentru viitor și nu proiectează această relație în viitor. Însă, este vorba despre perspectivă și chiar puteți construi alături de această persoană sau 7 fiind o cifră importantă pentru voi. Întotdeauna vor fi suișuri și coborâșuri, dar veți merge mai departe. Adică niciodată nu veți pune punct în această relație și cred că persoana aceasta este cea care este mai domoală. Adică și într-o ceartă, dacă vă certați cu astfel de persoană, tot persoana respectivă ea vine la voi și cere scuze sau vine cu un baton de ciocolată sau cu o bombonică sau mai știu eu ce. Așa că dacă apare în viața dumneavoastră, indiferent că este așa o persoană în extrem, să știți că nu vă plictisiți cu o astfel de persoană. Dragii mei, dragile mele, cam atât în această seară. Eu mă bucur că ne-am revăzut. Mulțumesc foarte mult pentru înscrieri. Salut noi abonați, salut în vechii abonați și urmăritori. Mă bucur că ați reales acest canal. Mă bucur de întâlnirile noastre de la ora 20. O să vin cu mesaje interesante și în acest weekend. Dacă simțiți nevoia să oferiți un like, un share al canalului, pe mine m-ar ajuta foarte mult. Aveți acolo un butonel de subscribe, de înscrie-te, un butonel de a deveni membru, alătură-te, join al acestui canal. De asemenea, bineînțeles, există acolo și un clopoțel în dreapta sau stânga ecranului. Dacă îl apăsați, după ce v-ați înscris absolut opțional, free, nu se plătește nimic, subscribe-ul, abonarea, aveți acolo un clopoțel pe care dacă îl apăsați o să primiți notificările vis-a-vis de talentele pe care le fac. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Să aveți un weekend absolut minunat, cu soare mult și cu armonie și cu pace în suflet și să nu uitați că Universul lucrează pentru binele nostru cel mai înalt. Numai bine, vă pup și vă iubesc!